Vești bune pentru șoferii care vin în țară, proprietarii mașinilor înmatriculate în străinătate nu vor mai fi obligați să iasă din Moldova după jumătate de an. Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege prin care a extins această perioadă până la un an. Se duce o evidență suplimentară inutilă la hotar. Nu stă mai mult de 180 de zile. De la noi s-a introdus deja și este obligatorie plata rovinetei. Plus la asta este obligatorie cartea verde. Este necesar de exclus restricțiile existente care practic nu se aplică nici într-o țară a Uniunii Europene. Ministrul Finanțelor speră că astfel mai multe mașini vor intra în țară și vor fi acumulate mai multe venituri în buget. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament.